Ieri a avut loc concursul cu tragere la sorți, autocunoașterea, fundamentul unei cariere de succes, concurs desfășurat în cadrul proiectului strategic Skills for Jobs. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, în parteneriat cu Asociația Inceptus România și în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, au organizat acest proiect. Concursul s-a derulat la nivel de școală, acordându-se câte 3 premii pentru fiecare dintre cele 3 unități de învățământ sălăjene implicate în proiect, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, Marcel Lucaciu. Astfel, dintre cei 888 de elevi din județul Sălaj, care au completat chestionarul de interese vocaționale, au fost extrași cei 9 câștigători. Elevii premiați sunt de la Colegiul Național Silvania Zalău, Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei și Colegiul Tehnic Alessandru Papiu Ilarian Zalău. Valoarea premiilor este următoarea: premiul întâi, 1000 de lei, premiul al doilea, 700 de lei, premiul al treilea, 500 de lei. Reamintim că în cadrul proiectului Skills for Jobs, proiect ce are ca obiectiv principal consilierea vocațională și de carieră, au fost înregistrați și pregătiți pentru efectuarea testului de evaluare a intereselor vocaționale 21.902 de elevi din 7 județe: Bihor, Bistrița, Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureș, Sălaj și Timiș.